Și imagini de ultima oră, domnilor și domnilor, sunt de fapt primele imagini de la Răfuiala cu împușcături de la Cozieni. Larisa Popa în continuare alături de mine cu informații și domnul Dumitru Coarnă. Îl salut, Larisa, te rog, ce informații noi apar? Bun găsit, este o mobilizare impresionantă acolo, mai multe echipaje de poliție au fost direcționate în localitatea Cozieni, acolo unde a avut loc răfuiala cu împușcături. Au fost oamenii cei care au auzit împușcăturile și care au sunat la 112, au ajuns chiar și mascați acolo la fața locului, oamenii s-au strâns la poartă pentru a vedea ce s-a întâmplat, sunt speriați de acest incident. Din fericire, din informațiile pe care le avem până în momentul de față, nu a fost nimeni rănit în urma acestui atac. Iată, cu pistoalele, practic au ajuns să se împuște cu pistoalele în plină stradă, în plină zi, fără să aibă absolut nicio teamă de către autorități. Tot informațiile noastre pe surse spun că acolo ar fi o răfuială politică, că s-ar afla în campanie sau mai amenințat în ultimele zile acolo în comuna Găneasa. Această localitate aparține de comuna Găneasa. Sunt, așa cum spuneam, polițiștii la fața locului, încearcă să obțină informații. Noi am avut și declarația unui martor în exclusivitate, martor care spunea că a văzut glonțul la el în curte, că el a fost cel care a văzut glonțul, cel care a sunat la 112, cel care a anunțat poliția să vină să intervină acolo. Practic, este un incident extrem de grav, se vor lua măsuri, este foarte multă poliție din informațiile pe care le avem și telespectatorii noștri, iată, văd în aceste momente imagini de acolo, sunt și ambulanțele trimise acolo, direcționate către acea zonă, pentru că nu s-a știut de la bun început dacă este vorba despre persoane rănite în urma acestui incident, ținând cont că s-a folosit arma, că s-a folosit armă de foc. Vor verifica autoritățile dacă cel care a tras cu pistolul are și permis de port armă, dacă deține arma în legalitate, indiferent dacă ar deține-o sau nu ar deține-o în legalitate. Fapta sa este una extrem de gravă și bineînțeles că vor fi audieri după ce vor face polițiștii cercetarea la fața locului. Mulțumesc, Larisa. E domnul Dumitru Coarnă alături de noi. Vă spuneam, vă salut, domnule Coarnă. Bună răfială ziua. Politică sau nu, nici nu ne interesează. Până la urmă vedem cum din nou în plină stradă se folosesc arme de foc. Fără nicio problemă. Ar trebui să ne intereseze dacă este răfială politică, pentru că atunci avem, dacă vreți, reprezentarea clară a tot ceea ce înseamnă politica în România. Adică din orice preț la putere prin fraudă, prin armament, adică nu contează lupta democratică. Eu trebuie să încalcule cea ca să vin la putere să fur. Pentru că asta sunt concluziile. Alte concluzii nu pot trage, cum a zis și la sectorul 1. Nu contează cine votează, contează cine fură. Trebuie să ne intereseze dacă motivul a fost politica. Mai mult de atât, sigur că vorbim de tulburare în niște publice, vorbim de punerea în primejdie a siguranței publice. Ar trebui urgent, după primele verificări și primele probe, pentru că sunt probe directe din ce am văzut eu acolo, să mergem cu reținere. Pentru că altfel nu se mai poate în țara asta. E pericol social clar. Ziua, folosește armamentul. Că ai avut, că n-ai avut autorizare, că ai avut sau că n-ai avut permis de portare, armă, e o altă discuție. Dar nu ai voie să folosești armamentul în stradă. Domnul Coarnă, sunt informații care ne vin chiar în acest moment, informații de acolo, de la fața locului, pe surse, toate aceste informații. Cel care ar fi tras cu pistolul este chiar fratele unuia dintre candidați. Iată așadar la ce s-a ajuns acolo. E vorba de politică. Și dacă ne aducem aminte, facem o paralelă cu incidentul petrecut chiar în urmă cu câteva zile, unde din nou am avut parte de amenințări verbale, cel puțin în Bragadiru, aici lângă București, o altă răfuială și acolo vor avea loc alegeri și tot așa se amenințau cu gloanțe de argint și cu câinii. Iată, aceștia n-au mai, au trecut peste această etapă a amenințărilor, au trecut direct la fapte până la urmă și au tras cu pistolul. Cum este posibil să se întâmple acest lucru practic? Uitați-vă că e posibil. Primar care violează copii de 12 ani lăsați în libertate, oameni care sfidează legea doar pentru simplu motiv că au putere și bani, aia înseamnă că democrația în România a ieșuat. Aia înseamnă că noi cei slabi și fără apărare vom fi și mai avem chiar acum o informație de ultimă oră venită, un comunicat oficial din partea poliției Ilfov, care ne spune că a fost sesizată în satul Cozien din comuna Găneasa, acolo unde o persoană a aruncat cu cărămizi într-o curte și care trage cu pistolul. Iată că nu doar a tras cu pistolul, înainte de pistol a folosit și cărămizile. Mă mir cum de nu e nimeni rănit acolo, pentru că, din fericire, nimeni nu a avut de suferit, n-a fost rănit în urma acestui incident.
Evident. Deci, iată, a fost o răfuială în adevăratul sens al cuvântului. Au aruncat cu cărămizi peste gard și, până la urmă, n-au avut izbândă cu cărămizi, le-au scos și pistolul. Da, sigur că dacă legea nu domnește, domnește haosul. Este extrem de simplu. Dacă nu avem procurori adevărați, oameni care să respecte legea și să o aplice, nu procurori corupți sau procurori infractori care gestionează juridic o situație de natură penală din altă perspectivă infracțională, avem aceste răspunsuri. Da, ăsta e cel mai clar exemplu negativ ca fratele unui candidat, da, să scoată pistolul, să scoată armă de foc în plină, nu e vorba în de plină pozitiv, stradă. Negativ, e vorba, adică arată clar că... E vorba de aici, nu e vorba de pozitiv sau negativ, e vorba de infracțiune, e vorba de siguranță publică, e vorba de oameni care sacrifică orice ca să ajungă la putere și să fure. Asta e concluzia pe scurt. Ei investesc bani mulți acolo, din alte furăciuni, după care restituie împrumuturile din banii primăriei. Toată lumea trebuie să înțeleagă aceste mecanisme. Să nu ne facem că nu pricepem lucrurile astea. Asta e problema de fond. De ce atâta îndrăjire și atâta bătălie pentru o primărie? Ca să fure taxele și impozitele. Extrem de simplu. Și ce se va întâmpla, domnul Coarne, acum? Am văzut. Doamne, bun, dacă imaginile... Eu, dacă eu eram procuror de caz, i-aveați pe toți reținuți. Acum să vă răspundă cei care se ocupă de caz. Ce acum vă vedem procuror de caz care, după ce poliția reține pentru 24 de ore, procurorul nu-l mai trimite la judecător. Da, că... da. Tocmai ce vă spuneam, că procurorii de cele mai multe ori au dublu standard, sunt procurori infractori, sunt oameni care sfidează legea, sunt oameni care propun soluții. Am eu o soluție de clasare a unei dosar penal de falsus, de fals, 800 de tone de piatră la o comună Crivăț. Au clasat dosarul, factură încasată, bani plătiți, drumul neefectuat, piatră neadusă, doamna procuror, cred că drum ce o cheamă, a clasat dosarul. Cu prove evidente, cu fraudă la comuna Crivăț. Și a clasat-o așa, mișelește, a trimis copie de clasare doar celui în cauză care a furat, iar persoanei vătămate primării nu. Da, asta este problema de fond din România. Un trecut infracțional puternic. Chiar în momentul acesta am mai primit o informație. Unul dintre candidații de la primăria Găneasa de acolo ar fi certat cu legea de mai multă vreme. Ar fi fost acuzat și de tentativă de omor. A înjunghiat câteva persoane. Bineînțeles, toate aceste informații ne vin pe surse în acest moment. Am întrebat și la poliție pentru a primi un răspuns oficial din partea lor. Însă cert este că informațiile care ne vin de acolo din zonă, ne spun foarte clar că au mai avut loc și în trecut astfel de incidente cu o violență extrem de mare, cu un impact emoțional, am putea spune, în momentul de față, pentru că noi nu suntem chiar atât de obișnuiți în țara noastră să vedem cum oamenii scot pistolul, trag, se împușcă și rănesc oameni. Pentru ce? Pentru o confruntare politică până la urmă. Exact. Scaunul de primar, cum spunea și dumneavoastră. Un edil care ar trebui până la urmă să de exemplu da, exact, cetățenilor pe care urmează să-i conducă. Vă dați seama, ceilalți oameni, dacă văd că fratele unui candidat scoate pistolul în plină stradă, adică... Și clar că... de confruntare este vorba, ci de banii oamenilor, din taxe și impozite. Nu confruntarea, pentru ei înseamnă totul această dispută politică, să vină acolo și să fure bănuțe aia. Aia e problema de fond. Păi bun, nu și să ajunge până la o răfuială cu armă de foc. Adică... Păi tocmai, ăștia sunt în stare, la propriu, să te omoare, să te suprime, doar ca să ajungă în primărie să fure banii. Bun, Larisa, care sunt informațiile de ultimă oră privind fratele candidatului? E reținut, ce se întâmplă în... În acest moment sunt polițiștii la fața locului, avem informații că au mers acolo polițiști de la Serviciu de Arme Explozive, substanțe periculoase, sunt criminaliștii cei care fac cercetări acolo la fața locului pentru a verifica cu exactitate ce s-a întâmplat. Totul deocamdată este la nivel de cercetare la fața locului, tocmai de aceea și vedem aceste imagini cu ambulanțe, imagini cu polițiști în stradă, imagini cu polițiști care dirijează traficul pentru că sunt și foarte mulți curioși și au fost trimiși chiar și mascați acolo, pentru că la un moment dat am văzut foarte multă lume adunată. Probabil că după ce a scos pistolul, oamenii s-au răsculat, au fost extrem de nemulțumiți și agitați totodată. Tocmai de aceea au fost trimiși și mascați pentru a calma spiritele acolo.
probabil vom vedea persoane... Când acolo are loc o așa este, de cel puțin acestea sunt, de violentă. Acestea sunt informațiile pe care noi le avem. Bun, o secundă, Larisa, pentru domnule Coarne, imediat revin la dumneavoastră, pentru că o să vreau să vedem imagini de ultima oră de acolo, imagini ce părut în urmă cu câteva momente. Vorbim așadar despre acest atac cu cărămizi și împușcături în plină stradă, în scandalul alegerilor acolo la Cozieni. Iată imaginile de ultima oră. Iată imagini de ultima oră, domnilor și domnilor, de la Răfuiala cu împușcături dintre candidați. Acolo în Cozieni a avut loc. Este o adevărată mobilizare de forță, așa cum spunea și colega mea, Larisa Popa. Vedem echipajele de poliție, de jandarmi în aceste momente mobilizate acolo în Cozieni după această răfuială. Cum spunea și Larisa, domnule Coarnă, nu e prima dată când acolo are loc o astfel de situație și asta v-am zis, probabil nici ultima. Nici ultima dată nu o să fie, pentru că noi avem lege, dar nu e aplicată așa cum trebuie de către procurori și o parte dintre judecători. Lucrurile sunt extrem de clare. Păi am văzut condamnări în Spania la un partid politic 27 de ani, 30 de ani pentru fraude. La noi fraude evidentă la sectorul 1 și nimeni nu dispunea o măsură. Bun, deci am văzut pe la Prahova o altă fraudă unde sunt evidențe clare acolo unde s-a făcut o comună din Prahova. Au furat voturile. E dosar penal și ne jucăm cu ei așa în funcție de ceea ce se dispune politic, pentru că acolo vorbim de infracțiune și ar trebui să pronunțe un judecător și un procuror să gestioneze urmărirea penală. Dar ei primesc sarcină politică și dacă violează copiii, e de la noi, de la PNL, lăsăm în libertate. Dacă nu asta este soluția în țara asta. O să ajungem ca fiecare dintre noi, la un moment dat, să fim victime al acestui sistem, pentru simplu motiv că nu funcționează sau, să mai exprim mai corect, funcționează în stil mafiat. Pe 27 iunie o să fie alegerile acolo. Pe 27 iunie o să fie alegerile, dar nu ai problema de fond. Problema de fond este să privim putreziciunea sistemului. Uitați-vă la un, la de Bragadiri vorba, nu? Cozieni. Cozieni și în ce localitate? În Găneasa. În comuna Găneasa, domnul. În comuna Găneasa. Deci dacă la comuna Găneasa, în satul la Cozieni, există atâta înverșunare, imaginați-vă ce se întâmplă mai sus un pic, să urcăm nivelul următor și să vedeți fraude pe care... Bun, urmărim ce se întâmplă. Mulțumesc, domnule Coarnă. Vin imagini de ultimă oră de acolo să le vedem. Larisa Popa, la fel, va fi alături de noi cu informații de ultimă oră de la autorități despre întreaga situație de acolo, doamnelor și domnilor. Vă reamintesc repede, fratele unui dintre candidați a tras în rivalul său. Este informația momentului. Vorbim despre împușcături în plină stradă acolo în Cozieni. Vedeți și imaginile. Mergem mai departe acum cu altă informație.